Ce obiective ai la această etapă? Mai ales că îți desfășoară la Botoșani, în fața publicului local? Fiecare participant, vă dați seama că aș vrea să urc cât mai sus. Dar, na, s-a vedea. E o etapă grea. Nu știu ce zici. Până aștept să mă țină mașina. Ar fi o performanță dacă ai reiterat performanța asemenea de anul trecut? Ar fi bine? Am trecut parcă te-ai luat al doilea, dacă nu mă știu, nu? Al doilea, dar la clasă. Ar fi bine. Aș vrea să urc mai sus o treaptă, dacă spune. Așa, ești pregătit? Mașina e ok? Da, mașina e pregătită. Mulțumesc celor care m-au ajutat, celor de la Xandor, de la Trattoria Center. Toți cei care m-au ajutat, le mulțumesc și că au fost alături de mine. E una foarte greu și de asta mulți nu concurează din cauza situației financiare. Din punct de vedere fizic, ai trecut peste hopola, peste un accident? Da. E ok, nu? Da, sunt ok, pregătit.